Mulțumesc de involucrat, preasfinția voastră, nu propusesc să fac un cuvânt neapărat legat de românii neapărat granițelor, ci mult m-a preocupat problema asta a suferinței și a tensiunilor care există între oameni, care au fost exprimate într-un fel de Sfântul Episcop Nicolae de Mirovici în Cartea sa Războiul și Biblia. O carte care a fost scrisă sub forma unui dialog, a unei argumentări din partea unui balcanic către ofițeri. La puțin timp după prima conflagrație mondială, care, așa cum știm, a schimbat fața întregii lumi, a întregii umanități, așa cum mărturisea și Părintele Sofronie, ucenicul Sfântului Siluan. Cu adevărat, toate războaiele au ca origine primul sânge omenesc vărsat pe pământ, care a fost sânge de frate. Și ultimul va fi la fel la sfârșitul veacurilor. Pentru că cei doi, Cain și Abel, erau frați, aveau același sânge, dar nu aveau același duh. Dumnezeu nu a pedepsit cu moarte această nedreptate, ci a arătat-o pentru mustrarea părinților lor, Adam și Eva, pentru mustrarea lui Cain. Și păcatul omului față de om apare astfel ca urmare a păcatului omului față de Dumnezeu și deci războiul omului față de om apare ca urmare a războiului omului față de Dumnezeu. Războiul părinților împotriva lui Dumnezeu îl continuă frații, războindu-se unii cu alții, și părinților este dat să simtă durerea părintelui cu cuvânt mare, care îi vede pe fiii săi războindu-se. Aceasta vine să întărească convingerea că dacă omul nu poartă război cu sine însuși, ajunge neapărat să poarte război cu Dumnezeu și cu oameni. De aceea, întreaga carte, eu am, sigur, am luat așa de-a rândul și așa cum Sfântul a considerat să o organizez la vremea respectivă, și încă primele cărți tipărite în România ale Sfântului Nicolae Velimirovici au fost scris Episcopul Nicolae Velimirovici, pentru că parcă în 2002 a fost și canonizarea Sfântului și de atunci următoarele cărți au fost semnate așa, Sfântul Nicolae Velimirovici. Războiul este învățișat în această carte în legătură foarte strânsă cu păcatul, în legătură strânsă cu rătăcirea de la Dumnezeu și de la poruncile Lui, legătură care a fost consemnată fidel în paginile Sfintei Scripturi ceea ce privește poporul israelitean, dar se aplică cu atât mai mult noului Israel, creștinilor născuți la cincizecime, prin jertfa învierea, înălțarea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Toate socotelile omenești, număr, pricepere, aliați, toate lucrurile acestea nu sunt determinante în soarta unei conflagrații, în soarta unei confruntări, și după Cuvântul Sfântului
determinante este viața celor care sunt angajați în această confruntare și Dumnezeu înclină balanța în favoarea celor drepți sau, cel puțin pe anumite perioade de timp, în favoarea celor nedrepți, necredincioși, ca mustrare pentru cei care, deși erau fii adevărați de Dumnezeu și cunoșteau cuvântul, nu l-au împlinit. Iar cei care cunosc și nu fac, mult se vor bate, în vreme ce cei care nu cunosc și nu fac, puțin se vor bate. Din păcate, toate idealurile declarate și în perioada aceasta interbelică erau într-adevăr mincinoase. Una se discuta la masa tratativelor, alta erau alianțele din spate, lucru care durează până astăzi. Și trist este că, deși soarta lumii se stabilește la mese oficiale, cei care pătimesc sunt cei mulți, cei mici, cei nebăgați în seamă. Acum, separat de această, de acest material, pentru că aminte de o glumă pe care băiatul meu mai mare mi-a spus-o, zice, cum se numesc oamenii care stau la coadă? Oameni de rând. Acestea suntem noi, cei care susținem strategiile economice păguboase făcute de oameni din birouri. Omul de jos este cel care ridică povara neamului, povara istoriei, povara unei conștiințe curate. Din păcate, într-adevăr, consider că ceea ce s-a spus până aici este foarte adevărat. Dacă lipsește ceva vieții noastre, este dragostea, este iubirea. Și ea este, această lipsă este la originea păcatului și a scârcierii celor ce ar trebui să fie virtuți. Și de aceea Dumnezeu nu dă pace, pentru că pacea, din păcate, nu mai slujește cunoașterii lui Dumnezeu și înmulțirii dragostei, ci pacea este dorită pentru a, ca omul să-și contemple propriile lui creații, să se contemple pe sine și nu să aducă slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce în dar a primit. Spre sfârșitul cărții, Sfântul spune așa, despre conducători. Sigur, se referă și la conducătorii politici, dar noi putem citi și în ceea ce privește pe noi ca și conducători ai credincioșilor. În biserică nu sunt conducători, împreună slujitori. Bine este de conducătorul care cunoaște adevărul și care, la bună vreme, cheamă poporul său la pocăință, înaintea Dumnezeului cel viu. Bine este de poporul care, la bună vreme, se dezarmează de păcatele sale ca de niște arme îndreptate împotriva lui Dumnezeu. Niciun rău nu se poate întâmpla unui asemenea popor. De-ar fi și neînarmat cu arme de război, el va trăi în siguranță, fiindcă cel atotputernic îl va acoperi cu dreapta sa cea nedevită. Chiar că nu ar avea nici măcar o sabie, vrăjmașii lui vor fi neputincioși față de el și nu vor putea încălca hotarele țării lui, fiindcă nu le va îngădui Domnul oștirilor. Și dacă vrăjmașii vor încălca hotarele țării lui, se vor arunca în propriul mormânt. Bine este de poporul care, dezarmat de păcat, se dezarmează cel din tâi și de armele de război. Un astfel de popor are o mare misiune în lume și va fi lumină tuturor popoarelor.
și îl va prosperi pe el Domnul Dumnezeu cu slavă nemai văzută și îl va binecuvânta cu binecuvântarea sa cea veșnică. Tradiția poate că ar trebui să înțelegem că nu prin revendicări, așa zis, democratice, smulți, putem obține binecuvântarea, ci în răbdare, pe calea jertfei, dăruită din mâna lui Dumnezeu. Ce altceva putea însemna, facă-se voia ta. Ce altceva înseamnă, fie mie, după cuvântul tău, căci ce mărire stă neclintită decât numai cea de la Dumnezeu și nu cea de la oameni. Ce mărire poate fi mai mare decât cea pe care a primit-o Maica Domnului, că mi-a făcut mie mărire cel puternic. Așadar, cred că există o singură cale, calea jertfei într-o răbdare, a Bogului căzut în glie care aduce rodul său la vremea sa. Să aștept Dumnezeu ca revoluțiile să fie interioare, profunde și să înviem, pentru că astfel toate proiectele noastre